Uite-te cum arată acum. Salutare tuturor! Suntem la începuturile noastre ale prezentărilor online. Așa. Așteptăm să se adune mai multă lume ca să putem începe. Salut Valeria, salut Aurica, salut Hori! Ciao! O să mai așteptăm câteva momente să se mai adune lume și o să începem. Sper că se aude bine, se aude bine. Se aude și se vede bine. Dacă se aude și se vede, dați-mi un ok. Salut Ștefan, bună Daniela, Crina, ciao, Dia, Radu, bun, se aude, perfect. Da, eu zic că avem suficient de lume, putem să începem. Salut tuturor, salut celor care nu ne cunoaște, eu sunt Irina Florescu, sunt dealer autorizat al companiei Salad Master în România. Astăzi o să dorim să vă prezentăm eu și împreună cu George, cu soțul meu, George Florescu, o să vă prezentăm două rețete simple, dar în același timp care cu siguranță o să vă ajute la întărirea sistemului imunitar. Și George are un mesaj către toți suporterii universității și a tuturor microbiștilor din România. Poftim, George! Da, în perioada aceasta se derulează clubul Universitatea în o campanie, Stăm Acasă, și majoritatea jucătorilor sunt rugați să le recomande suporterilor, nu doar ai clubului Universitatea, ci tuturor microbiștilor din România, seriale sau cărți cu care să-și ocupe timpul în perioada asta cât stăm acasă. Eu m-am gândit că ar fi foarte frumos să le recomand niște rețete suporterilor, în general suporterilor fotbalului, niște rețete foarte sănătoase, pentru că atâta timp cât suntem în casă, avem timp să și gătim și este foarte important să ne întreținem sistemul imunitar, să fim la cel mai înalt nivel, să evităm orice fel de risc de îmbolnăvire. Așa. Astăzi vom folosi două rețete simple. O să facem sfeclă, o salată de sfeclă roșie cu nuci. Așa, este o rețetă cu specific ex-sovietic, rusesc mai mult. Și o să facem un fel de mâncare cu specific mediteranean, pentru că unii dintre voi probabil cunosc că am petrecut o parte frumoasă în Cipru și acolo am învățat acest fel de mâncare. O să fie năuț căzut, mâncare de năuț căzut cu spanac și feta. Am decis să folosim aceste feluri de mâncare pentru că sunt mega pline de nutrienți. Spre exemplu, despre salata asta de sfeclă, o să vă zic că, George, de ce? Care sunt beneficiile? De ce am decis să le folosim? Da, după cum probabil mulți dintre voi știți, mi-am făcut și eu niște notițe aici despre toate beneficiile. Da, vreau să menționez, nu suntem nici bucătari și nici nutriționiști. Felurile de mâncare pe care le prezentăm din propria experiență, felurile de mâncare care le-am gătit acasă zi de zi. Și George și-a făcut niște notițe.
Da, vreau să vă prezint ceva despre beneficiile sfeclei, bineînțeles anuncilor, usturoiul pe care îl folosim în această salată. Deci, sfecla este unul dintre cele mai nutritive alimente datorită complexului de vitamine și minerale pe care îl conține. Mi-am notat și beneficii, și beneficiile pe care le are asupra organismului nostru. Deci, prin substanța numită beta-ceanină, care este un puternic antioxidant, sfecla ajută la prevenția cancerului. De asemenea, sfecla crește rezistența la efort. Și nu e de mirare, probabil nu toată lumea știe, dar sfecla este alimentul pe care Cristiano Ronaldo îl folosește în fiecare zi în dieta lui. Deci gândiți-vă foarte bine, și sportivii, dar și cei care nu sunt sportivi, sfecla roșie crește rezistența la efort. Sunt studii făcute pe care noi le-am scos, de, bineînțeles, de pe internet. Deci Universitatea din Exeter a demonstrat practic că un consum regulat de sfeclă roșie crește rezistența fizică a organismului cu până la 16%. Este de asemenea un adjuvant pentru hipertensiunea arterială și combate anemia datorită conținutului ridicat de fier, magneziu, vitamina B6. Noi am recomandat consumul o cură cu sfeclă roșie, cam pentru o lună, în care odată la două zile să consumăm acest aliment. Deci sunt convins că o să vă ajute enorm în perioada asta consumul de sfeclă roșie și o să vă simțiți mult mai vioi, mult mai energici. O să vedeți o multitudine de beneficii pe care le face sfecla asupra organismului nostru. Bun. În acea salată o să folosim și nuci, nucile noastre românești, pe care le știe toată lumea. Mi-am notat și câteva lucruri despre nuci. Deci, pe lângă faptul că sunt un snack delicios și consistent, nucile sunt o sursă foarte, foarte mare de energie, antioxidanți și vitamine. Dar atenție la cantitate! Atenție la cantitate! Recomandăm un pumn de nuci pe zi, pentru că sunt foarte bogate și în grăsimi, în acizi grași omega-3. De asemenea, conțin fibre, aminoacidul arginină, care ajută la îmbunătățirea sănătății vaselor de sânge. Vitamina E, care este un puternic antioxidant, luptă împotriva radicalilor liberi și în același timp este, vitamina E este esențială pentru o piele sănătoasă și un sistem imunitar puternic. Bun, conține foarte, foarte multe minerale, printre care mangan, cupru, potasiu, calciu, fier, magneziu, zinc, seleniu și multe altele. Da. Iar usturoiul, după cum probabil toată lumea știe, este un antibiotic natural, ceea ce în perioada asta cred că avem nevoie cu toții. Și bineînțeles că ne ține departe de vampiri. Da, cum vi se par? Deci sunt ingrediente destul de banale, dar în același timp atât de nutritive. Așa-i? O să înceapă George. George o să facă astăzi salata. El este responsabil astăzi pentru salata noastră rusească cu, cu nuci, usturoi, dar ca și dressing vom folosi ulei de măsline sau orice alt ulei aveți în casă. Foarte important să fie uleiul presat la rece. Să folosim produse cât mai integrale. Poftim? O să arăt așa. Aici vedeți procesorul de la Salad Master. Se zice că este un must have în orice bucătărie. Cu siguranță este un must have în orice bucătărie. O să vă arăt cât de simplu se folosește și o să vă explic de ce este un must have în orice bucătărie. Deci, luăm sfecla pe care noi am prefiert-o acasă. Acum o să vă demonstrăm, de fapt, și cum se fierbe sfecla în sistemele noastre de gătit. O să punem sfecla crudă, așa, le punem direct în vas. Nu o să adăugăm apă,
Pentru că cei de la Salad Master recomandă să nu decojim în primul rând și să gătim legume fără apă. Acest lucru este posibil în vase de Salad Master. De ce să gătim fără apă? Ciorba se recomandă să se facă cu apă. Dar legumele se gătesc fără un singur strop de apă sau cu foarte puțin în unele cazuri când avem legume deshidratate care au stat mai mult timp în frigider sau în peracturile magazinelor. Vitaminele și mineralele sunt solubile în apă și apa extrage mare majoritate nutrienților. Foarte simplu, de aceea este sănătos să gătim așa fără un singur strop. Și punem pe foc mediu. Da, între timp eu o să vă demonstrez puțin de ce avem răzătoarea asta, ca must have în orice bucătărie. Avem niște conuri care se montează foarte ușor, sunt 5 la număr. După cum vedeți, arată și foarte bine, se fixează extrem de bine de orice suprafață în casă. Avem și bolul pentru răzătoarea noastră. Acest con se fixează extrem de ușor printr-un simplu click. Se decuplează extrem de ușor, la fel. În sens invers, l-am decuplat. Îl cuplăm și o să vă arăt cât de repede funcționează. Dar stai un pic, George! De unde se poate lua răzătoarea asta minunată? Răzătoarea asta o oferim gratis tuturor clienților noștri. În perioada asta, dacă cineva este interesat să investească în sistemele de gătit Salad Master, o să primească această răzătoare minunată gratis, pentru că nu putem să facem prezentări la oameni acasă. Este o perioadă într-adevăr puțin mai specială, mai dificilă și atunci noi ne-am hotărât să oferim gratis această răzătoare oricărui client care vrea să investească în primul rând în sănătatea lui și a familiei lui, bineînțeles. Uitați-vă cât de ușor se folosește. Dacă ținem mâna așa, nu ne putem tăia. Dacă vrem neapărat să ne tăiem, ne băgăm frumos degețelele acolo, ceea ce nu recomand. Deci cam așa s-a răzălit feca noastră. O să mai răzălesc încă una. Bun. Dacă băgăm degetele înăuntru, să scoatem tot ce afară, în timp ce învârtim, nu ne putem tăia. Este și foarte practică și foarte ușor de folosit. Bun. O să vă arăt acum cum răzălim nucile cu aceeași răzătoare. Deci luăm un pumn de nuci, după cum ziceam, atâtea recomandăm ca și consum zilnic, maxim. Un pumn de nuci. Pentru că îngrașă. Da, îl băgăm aici. Am curățat 5 căței de usturoi, să ne țină departe de vampiri. Le băgăm împreună aici și răzvălim. Wow! Punem puțină sare cu piper. Mai rămân niște bucățele pe care nu o să le folosim. Cam așa s-a răzălit nuca noastră împreună cu usturoiul. Deci este o rețetă extrem de simplă. Punem un pic de sare și piper. Rețeta tradițională se folosește maioneză, puteți să folosiți și maioneză, dar eu nu vă recomand. Nu recomandăm. Da. Piperul se rog pe tine. Cum zic, odată la 3 luni putem să ne porcim, bineînțeles, dar recomand să folosim, să reducem consumul de maioneză, punem și puțin piper. Iarăși folosim doar produse integrale, cel puțin noi, vă recomand și vouă acest lucru. Ulei de măsline sau ulei de floarea soarelui, ulei de rapiță, orice ulei doriți. Important este să fie cu presarea la rece. Și eu vă mai recomand să folosiți mănuși când răzăliți. Da, sfecla. Sfecla, ca să nu rămâneți așa cu mâinile roșii.
Până George amestecă salata, eu o să fac următorul fel de mâncare. Uitați-vă cât de ușor se poate îndepărta acest procesor. Eu de obicei îl țin pe Blas. Este o zeneu, este Mercedes-ul al bucătăriei mele. Este și foarte frumos. Așa. În perioada când o să reluăm activitățile noastre cu prezentări, Salad Master își promovează afacerea prin prezentări la oameni acasă, când o să ne reluăm activitatea, să venim în casele voastre și să vă gătim cine nutritive, acest procesor îl obțineți gratis dacă ne invitați la voi acasă. Foarte simplu, fără obligații de cumpărare. Așa, următorul fel de mâncare o să-l facem în acest grătar electric. Cei de la Salad Master îl numesc Bad Boy. Băiat rău, așa. Are parte electrică detașabilă, am setat 200 de grade pentru că o să vreau să călesc puțină ceapă pentru următorul fel de mâncare, mâncare de năut scăzut. Așa. Pentru asta o să am nevoie de puțină ceapă. Puțină ceapă. În Salad Master putem căli, prăji fără un singur strop de ulei. Călim puțină ceapă. Eu am ales ceapă roșie pentru că mie îmi place tot ce are culoare intensă. Așa. Vedeți cum putem căli ceapă fără un singur strop de ulei. Dacă doriți să vedeți o prezentare mai desfășurată sala noastră, puteți să scrieți în privat și putem organiza o prezentare online ca să vedeți toate beneficiile pe care le aduc aceste sisteme de gătit. Sunt o mulțime de beneficii, este imposibil să le enumăr într-un live, că mă gândesc când o să ne întindem până mâine dimineața. Dacă o să vă placă ce prezentăm astăzi, putem să facem mai des. Așa, călim puțină ceapă, vom pune și puțin usturoi. Soteo. Prăjim doar foarte puțin, atât cât să iasă, să se amestece aromele între ingrediente. Nu vrem să prăjim foarte tare, chiar dacă este fără, chiar dacă prăjim fără ulei, este important să nu exagerăm cu prăjitul. Așa. Vom pune puțin oțet balsamic, orice oțet balsamic. Mie îmi place să folosesc produse autohtone. Balsamic, puteți să nu-l folosiți, vă recomand să nu ieșiți din casă doar ca să cumpărați chișcă de la ceapă, doar ca să cumpărați oțetul balsamic, puteți să omiteți pasul ăsta, oricum o să iasă mâncarea delicioasă. Așa, vom pune cuișoare măcinate, sunt delicioase, eu folosesc acestea de la Solaris, cuișoare măcinate. Iar și dacă nu le aveți, nu ieșiți din casă să le cumpărați, faceți mâncarea asta scăzută fără cuișoare și fără oțet balsamic și o să iasă delicios. Ce miros aici. Așa, vom pune puțin oregano. Pentru că cu succes poate înlocui carnea. Uitați-vă cum arată salata. Se poate folosi ca și o gustare pusă pe o bruschetă, ca și o garnitură, sau pur și simplu să mănânci salata simplă. Așa? Și acum o să se gătească
timp de 5 minute. Bun, între timp, până se gătește, o să mai intervin și eu cu niște notițe de ale mele. Beneficiile năutului. Năutul este o sursă excelentă de fibre, vitamina B6, B9, acid folic, mangan, proteine, minerale, precum fier, fosfor, potasiu, calciu, magneziu, cupru și zinc. Are un conținut extrem de bogat de proteine, deci din cauza asta putem cu ușurință să înlocuim carnea din alimentația noastră dacă folosim năutul. Bineînțeles, sunt și alte alimente care, vegetale care sunt foarte bogate în proteine, cum ar fi lintea sau fasolea, dar năutul este extrem, extrem de, delicios. Extrem de bun. Mâncarea mea preferată din năut e humusul și probabil că de humus toată lumea știe. Și mâncarea mea preferată este humusul. Da, și a copiilor noștri. Reduce pofta de alte gustări, pentru că este foarte sățios și are un conținut foarte mare de fibre. Bun. Cum îl pregătim? O să vă explice Irina. Noi recomandăm să-l pregătim acasă, deci să nu cumpărăm năut la borcan, pentru că nu e așa, cea mai sănătoasă mâncare este cea pe care o gătim acasă. Este important, dacă nu avem năut la borcan, îl punem la hidratat pentru, la înmuiat pentru 12 ore, după care îl gătim timp de 40 de minute, o oră. Uitați-vă acum, sună clopoțelul. De ce sună clopoțelul respectiv? Care clopoțelul respectiv înștiințează că mâncarea a ajuns la 86 de grade. Vasele de la Salad Master nu ne permit să gătim la o temperatură mai mare de 86 de grade pentru că sună în continuu și este enervant și trebuie să mă duc și să reduc focul la minim. Ăsta este un semn că atunci când reducem focul la minim, clopoțelul se va opri. Aerul din interiorul vasului se contractă, se micșorează, intră în semivacuum, astfel știm că mâncarea noastră nu ajunge la punctul de fierbere și își păstrează marea majoritate nutrienților. Deci gândiți-vă că orice fel de mâncare gătită acasă putea să o transformăm în medicament natural. Nu-i minunat să transform orice fel de mâncare în medicament natural, să oferi cel mai bun ție și familiei tale. Așa, eu, spre exemplu, nu folosesc năutul de la borcan. Eu pun la hidratat peste noapte, a doua zi mă trezesc dimineața și îl pun la fier pentru 40 de minute. Vasele Salad Master le gătesc timp de 40 de minute. Și după ce o să citeze să sune, o să vă zică George, de ce folosim spanacul? De ce vrem să folosim spanacul în rețeta noastră? Da, din nou cu notițele. Spanacul, în primul rând, este un super aliment. Toată lumea știe asta. Îl folosim crud. Baby spinach. Încercăm să luăm bio, dacă se găsește. Deci, beneficiile extraordinare ale spanacului. Frunzele de spanac conțin clorofilă în cantitate foarte mare. Alături de acid folic, vitamine precum B1, B2, B6, B9, vitamina C, vitamina E, caroten, proteine, lipide, glucide, luteină, fier, precum și o substanță specifică, nu știu dacă toată lumea a auzit despre asta, deci o substanță specifică numită spinacină. De fapt, spanacul în engleză așa se și numește, spinach. E extrem, extrem de bun pentru sistemele muscular și osos. Conține cantități mari de, vitamina K, vitamina care este benefică sistemului osos. Deci, în același timp, mai conține și calciu și magneziu din abundență. Acestea sunt benefice atât sistemului muscular cât și sistemului osos. Și bineînțeles că din cauza asta este alimentul preferat al Popei Marinaru. Dacă țineți minte desenele cu Popei când mânca spanac. Așa.
Am lăsat să se gătească pentru 5 minute, după care o să adăugăm năutul, care este fiert, o să adăugăm spanacul, o să punem puțină sare peste și o să adăugăm feta. Dacă nu aveți feta, puteți folosi iarăși telemea. Să nu ieșiți din casă să cumpărați feta expres pentru felul ăsta de mâncare, merge și telemea. Puteți exclude unele ingrediente care le folosim noi astăzi. Eu le am pentru că mereu fac acest fel de mâncare, dar dacă nu le aveți, puteți face cu ce aveți și iarăși o să iasă extraordinar de delicios. E foarte important în perioada asta cât stăm acasă să mâncăm cât mai diversificat. Să nu ne limităm doar la anumite feluri de mâncare, ca să nu ieșim cu, în primul rând, cu kilograme în plus și ca să întărim sistemul imunitar în perioada asta. Pentru că, de regulă, suntem, mergem la servici, ducem copiii la activități, uităm să mâncăm, dar acum este momentul în care putem să ne hrănim corpul. Nu să mâncăm, dar să ne hrănim corpul, să mâncăm cât mai diversificat. Pentru mine, ajutorul meu în bucătărie este, bineînțeles, acest sistem de gătit. Acest loc unde ne aflăm noi astăzi, uitați-vă, aici. Asta este școala de gătit a companiei Cook for Health. Cook for Health este dealer autorizat a companiei Salad Master. Aici organizăm școlile noastre de gătit, care sunt, deocamdată, sunt exclusiv pentru clienți. Și este gratuită pentru clienți. Scopul companiei Salad Master este să diversifice felurile de mâncare a clienților. Ulterior aș fi vrut să fac acest lucru și a tuturor oamenilor care ne urmăresc pe Facebook și pe Instagram. Aici venim, o dată la două săptămâni, învățăm rețete noi, rețete cu diferite ingrediente, cu super alimente. Așa și îmbogățim meniul de acasă. Așa, cele 10 minute au trecut, aproape 10 minute. Acum o să deschid. Așa. Se vede bine? Da. Și o să adăugăm. O să adăugăm celelalte feluri de mâncare. Așa, o să punem năutul. Acest fel de mâncare l-am avut la ultimul cooking school, care a fost cu specific mediteranean. Din păcate, atunci a început toată pandemia și foarte puțini au reușit să ajungă la acest cooking school, așa că clienții mei care sunt acum pe fir, sau cum se zice, pe live, pot să urmărească acest fel de mâncare. Acest fel de mâncare, exact năutul acesta, l-am făcut acum două săptămâni, pare mi se că. Așa, două săptămâni în urmă și punem spanacul. De obicei pun două cutii de spanac, acum am găsit doar o cutie. Merge și cel de la congelator, dacă nu aveți spanac proaspăt puteți folosi și cel congelat. Va iarăși vă zic că în perioada asta este în regulă. Așa, și punem feta. Și lăsa încă un pic sub capac, sub capac să se gătească, să se înmoaie puțin spanacul ca să putem amestica mai bine. Deci ce am folosit noi astăzi? Pentru salate de sfeclă am folosit sfeclă, nuci românești, walnuts în limba engleză. Walnuts, pardon. Folosim usturoi, cât doriți, cât de intens vreți să simțiți gustul. Eu am folosit doar 4-5 căței. Așa, ulei de măsline sau orice alt ulei. Se servește. Da, presat la rece. Amestecăm, ar trebui să iasă această compoziție. George, te rog frumos să-ți faci o buschetă să arătăm oameni cum se servește acest fel de mâncare. Așa. Și al doilea fel de mâncare, mâncare de năut scăzut, cu
feta și cu spanac, am folosit năut, sos de roșii, bulion puteți folosi, ceapă, usturoi, cuișoare măcinate, oregano, spanac, feta și cam atât. Mi se pare că sunt ingrediente destul de simple, destul de banale, care mare majoritate din voi probabil le aveți în bucătăriile voastre. La cât ai ridicat din nou temperatura? Am ridicat la 175, ca să sune clopoțelul. Ligia, mă treabă Ligia. Mersi, Gabriel. Așa, și o să aștept să sune clopoțelul Ligia, după care am să reduc la 85 de grade pentru 2-3 minute, atât. Pentru că spanacul nu vrem să fie super gătit, năutul este deja fiert, o să amestecăm cu sosul respectiv, feta un pic o să se topească și o să se transforme într-un sos delicios, cu specific mediteranean. Dacă nu putem călători în momentul ăsta, măcar mâncarea asta să ne ducă un pic cu gândul la litoralul grecesc, cipriot. E bună? Delicios. Dacă aș fi făcut eu bruscheta asta, aș fi făcut-o un pic mai estetic, dar da. Bărbaților le place așa mai brut. Important că este foarte gustos. Dacă vă place să aveți gustări în frigider, gustări sănătoase, cum este humusul, cum este un sos de pesto pus peste pâine, chiar și această salată, este foarte ușor. Ați venit de la servici, nu vă aruncați pe toate dulciurile să mâncați dintr-o dată sau pe gustări nesănătoase. Deschideți frigiderul, se poate depozita salata respectivă și chiar o săptămână în frigider. Așa. Și voi serviți. Fără ca să... Pâine integrală, Zen. Doar pâine integrală. Pâine integrală folosim, da. Aia ne place nouă și copiilor. Și copiilor, dar nu există că... Adică, probabil că sunt unii copii mai mofturoși, dar eu sunt de părere că nu ne naștem cu gusturi, gusturile se educă. Așa și copiii pot să se obișnuiască. Important e să fim noi exemplul lor. Dacă noi o să fim un exemplu și eu să ne urmeze. Așa este, George? Siguranță. În general, copiii la noi acasă mănâncă absolut tot ce gătește Irina. Bineînțeles că eu fiind sportiv, am o dietă, nu neapărat specială, dar hai să zicem una echilibrată și foarte sănătoasă, din punctul meu de vedere. Și în cazul nostru, copiii mâncând aceleași mâncăruri pe care le gătește Irina pentru mine, suntem extrem de mulțumiți de felul în care reacționează la tot felul de virus sau bacterii. De exemplu, în perioada asta de iarnă, copiii noștri n-au lipsit deloc de la școală sau grădiniță. Niciunul dintre ei și toți trei, Tonia la școală, Iris la grădi și Linda e la creșă. Deci toți merg, toți au activitățile lor și n-au lipsit absolut deloc de la școală și grădiniță, ceea ce nouă ne indică faptul că ceea ce gătim acasă îi ajută să-și mențină un sistem imunitar foarte, la un nivel foarte ridicat. Da, așa este. Cum zice colaboratoarea mea, Valeria Văzcan, care ne și urmărește acum, ceea ce mâncăm contează și corpul nostru o să ne zică mulțumesc la final. Așa, mai avem puțin și felul nostru de mâncare o să fie gata. Lăsăm să se amestece aromele din interiorul acestui grătar electric, care reprezintă jumătate din bucătărie. Da? Cine are acest grătar electric? Să ridice mâna din chat. Cine are acest grătar electric? Așa e că reprezintă jumătate din bucătărie. Este mega versatil, puteți folosi absolut, puteți găti absolut orice, bine, nu absolut orice, mai puțin supă pentru că este grătar totuși. Puteți să-l folosiți pe post de cuptor, puteți face grătare, puteți face orice felul doi, puteți face omletă, clătite, fără un singur strop de ulei.
Iarăși, dacă cineva este interesat să vadă o prezentare mai desfășurată, care nu este deloc plictisitoare, este foarte interesantă, cine dorește să vadă o prezentare Salad Master online în perioada asta în care nu mă pot deplasa la casele voastre, să vă pregătesc o cină, de regulă vin în casa oamenilor și fac prezentare la domiciliu, gătesc. În perioada asta o să fac prezentări online. Cine are întrebări, vă rog frumos să-mi scrieți în chat. Și acum, așa, întrebări nu de prezentare, nu ce ține de Salad Master, de prezentare. Puteți să-mi puneți curaj, puteți să ne puneți întrebări, puteți pune invitatului vedetă din ziua de azi, George Forescu. Așa. Uitați-vă, acum a început să sune clopoțelul constant. O să reduc la minim. Doar pentru un minut atât. Pentru că nu vrem ca ingredientele să fie răspierte. Ligia ne spune. Ligia ne spune, Iri, nu neapărat jumătate din bucătărie, pentru mine fără, bucătăria fără Bad Boy nu... Nu este, este incompletă. A, este incompletă, da. Mersi mult. Mulțumim, Ligi. Mersi, Ligi. Da, specla o fierb 30 de minute. Pentru că este în primul rând în coajă și este o bucată întreagă, o sfeclă întreagă, neînjumătățită, netăiată cubulețe, o las 30 de minute, depinde acum, variază și de dimensiunea sfeclei, câteodată poate fi o sfeclă mare, o sfeclă mică, eu vă recomand să alegeți una de dimensiune medie, așa, și se gătește între 30 și 40 de minute. Dacă aveți, de exemplu, o sfeclă care este mai moale, nu este așa de fermă, vă recomand să puneți, îți recomand, Raluca, să pui 3 linguri de apă ca să ajut să se facă vidul în interior. Unele legume, mai ales acum care le avem în frigidere, sunt cumpărate de o săptămână, două, sunt un pic mai deshidratate, așa că le ajutăm cu 2-3 linguri de apă. Ana Maria, detalii o să scriu în privat. Așa? Și haideți să vedem ce a ieșit aici. Ta-da! Da. Așa. După cum vedeți, spanacul și-a păstrat culoarea perfectă. Exact ca și cum ar fi crud. Și e delicios. Așa. Iarăși vă zic, după părerea mea, am avut puțin spanac, eu recomand să puneți 2 cutii de spanac sau spanac din belșug, mai ales dacă găsiți cumva spanacul din piață, ăla mare, cărnos, vă-l recomand cu mare drag să-l folosiți. Acum am să opresc focul, temperatura grătarului, cam așa arată felul nostru de mâncare, vă-l recomand cu drag. A, uite că 3 linguri de apă, da, Petra. Uite că ne întreabă cineva cum ți-a schimbat, George, stilul de viață ca și sportiv după ce ai devenit vegan. Te simți slăbit după ce ai mâncat carne sau nu? Nu, sincer să fiu, am simțit că am mult mai multă energie de când am devenit vegan. Deci, sincer să fiu, mi-am schimbat stilul de viață datorită faptului că după 60, maxim 70 de minute dintr-un meci, mă simțeam epuizat. Într-adevăr, aveam vreo 5-6 kg în plus față de cât cântăresc acum, dar eram în chip în perioada aia și datorită și căldurii de acolo, după 60-70 de minute, pur și simplu simțeam că mi se blochează mușchii. Și am căutat o soluție, aveam doar 32 de ani și mă gândeam că este mult prea devreme ca să mă retrag. Am căutat o soluție, bineînțeles că am găsit soluția asta cu schimbarea de regim alimentar. Am hotărât să încerc pentru o lună. Inițial am încercat și după, chiar după 2 săptămâni,
deja mă simțeam mult mai energic și mă simțeam mult mai bine. Deci, după vreo o lună, puteam să joc 90 de minute, după vreo 3 luni, puteam să joc 90 de minute și nu eram epuizat. Deci, practic, mai puteam să duc și prelungirile. Da, într-adevăr, poate că am pierdut puțin din forță. Asta și datorită faptului că am slăbit vreo 6 kg. N-am slăbit, nu mi-am dorit să slăbesc, pur și simplu stilul de viață m-a adus în zona în care sunt acum, undeva la 75-76 de kilograme, deci de vreo 3 ani jumate n-am trecut niciodată nici sub nivelul ăsta, hai să zicem între 74 și 76 de kilograme. Și practic pot să mănânc absolut orice, atâta timp cât este mai nou vegetarian. La orice oră nu recomand oamenilor să mănânce după ora 7 seara, dar vreau să zic că mă simt mult mai bine, mult mai energic, mă trezesc dimineața de vreme, seara câteodată mă duc la somn chiar și puțin mai târziu și nu am absolut nicio problemă. Am energie pentru întreaga zi, fac față și la antrenamente, deci nu pledez pentru un stil de viață vegan sau vegetarian. Pur și simplu eu cred că ăsta e echilibrul pe care mi l-am găsit eu. Da, cam acestea au fost rețetele noastre. Să punem și la pachet. Punem, normal. Acestea sunt felurile de mâncare care le-am prezentat astăzi. Normal, în bucătărie vezi că pot să așa. Normal, când gătim felurile astea de mâncare acasă, se fac mult mai rapid, pentru că putem să povestim. Dar dacă v-a fost interesant astăzi ce am prezentat, o să mai repetăm. Am putea să facem chestia asta mult mai des. Avem nenumărate rețete. Avem multe de împărțit. Foarte multe rețete cu în care folosim alimente, diverse feluri de alimente. Putem să împărtășim cu voi rețetele pe care le avem și pe care le folosim, bineînțeles, acasă. Da, și iarăși, ca să nu creăm confuzie, vreau să vă amintim încă o dată, nu suntem nici bucătari, nici nutriționiști. Tot ce zicem despre beneficii și proprietăți, le zicem din studiile găsite de pe internet, studiile oficiale, nu scrise de un amator, și rețetele care le prezint sunt rețetele din bucătăria mea proprie, care le-am experimentat în familia mea, împreună cu prietenii mei, am primit un feedback pozitiv, sper că au fost sinceri, și am decis să le împărtășesc și cu voi aici, și împreună cu clienții mei. În primul rând, feedback-ul îl avem noi. Păi asta zic, sper că au fost sinceri prietenii care au fost la noi acasă și au mâncat. Feedback-ul avem de la noi. De la unul, de la celălalt. Da, pentru că, repet, experimentăm acasă tot timpul rețete noi, nu ne frică să experimentăm, nu ne frică să încercăm lucruri noi și de fiecare dată încercăm să luăm cât mai multe informații despre alimentele pe care le folosim și sperăm să putem să ajutăm și pe, să vă ajutăm și pe voi, pe toți cei care ne urmăresc, cât mai mult, să vă găsiți și voi echilibrul vostru și în perioada asta să trecem cu toții, să trecem cu toții peste perioada asta sănătoși. Aia e cel mai important. Și să profităm și să ne bucurăm de perioada asta cât stăm acasă cu cei dragi. Eu cel puțin mă bucur foarte mult, nu văd un dezavantaj în toată situația asta. Mă bucur că stăm acasă, mă bucur că facem școala online, mă bucur că pot să fac teme împreună cu copilul meu și mă bucur că pot să gătesc foarte mult și să experimentez și când o să începem Cooking School, dragii mei clienți, o să începem cu rețete noi, o să vin cu mai multă inspirație. Vă pup și vă mulțumesc că ne-ați urmărit și sper să ne vedem cu bine. La revedere! Pa!